Hai că l-avem pe domnul Dinu la telefon. Mister, te salut! Bună, bună, Horia! Te salut, te salut! Cum a fost aseară? Mai bine, a? Domnule, a fost o seară magnifică, dacă stai să gândești că, din punctul meu de vedere, poate o să vă surprindă, dar a fost cel mai interesant joc al echipei naționale în istoria sa. Pentru că este pentru prima dată când și nouă, la câte se întâmplă în România asta, un mare dram de speranță în educație, în naționalism, în atașament, în patriotism, l-au dat cei 22-23 de mii de copii care au fost organizați, adică este meritul federației dacă a făcut acest lucru, și care au fost pe stadion și au încurajat echipa națională de o manieră nu numai decentă, dar ceea ce este foarte important, cu un atașament patriotic care nouă ne-a lipsit de vreo câteva decenii. Da, sincer, sincer, v-a emoționat ce ați văzut aseară? Pe mine m-a emoționat. Pe mine m-a emoționat de maniera să spun că a fost poate unul dintre cele mai interesante jocuri ale echipei naționale din vreo 5 jucate de mine. Prezența acestor tineri, comportamentul lor, a fost extraordinar, ceea ce denotă că gena poporului român este încă curată. Ea este stricată cu fel de fel de misiuni din afară, de așa zisă, de educație modernă, care sunt niște tâmpenii și care o îndepărtează de școala de fărată al lui Spiru Haret, al lui Eliade Rădulescu și de moralitatea care există în școli. Eu cunosc bine situația, am prieteni care sunt diriginți, sunt profesori, unde ei sunt într-adevăr niște oameni foarte bine educați, buni români, lucrurile merg ca pe sfoară. Așa a fost pe stadionul național aseară, cu suportele acestea. Ideea a fost foarte bună să aducă copii, iar comportamentul lor mi-a dat o speranță fantastică că acest popor nu este încă pierdut în modernismul care ne atacă sub diferite forme destructive și care de cele mai multe ori nu au nimic comun cu tradiția creștinismului și în general a credinței și a bunului simț al comportamentului. Da. Acesta este un aspect, mi-a făcut o bucurie extraordinară. Deși spun sincer că mai butonam, pentru că era celebrul meci Franța All Blacks. Da, 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 și eu la fel, am mai tras cu ochiul la Franța cu All Blacks minute bune. Nu puteai să nu, dar felul, vocile acelea curate, sufletele acelea curate, au fost o binefacere pentru ceea ce înseamnă reflexia de a se reîntoarce la binele comportamental național care ne-a caracterizat în momente de și asta eu cred că s-a reflectat și în joc, pentru că i-am simțit pe jucători chiar, cum să spun, chiar că au primit o energie fantastică de la acești copii. Te obligă în plus când vezi că vin niște copii de 12 ani, de 13 ani și cu atâta entuziasm, cu glasele lor subțiri, dar care se aud, încurajează echipa națională. Sigur că a fost un tonus extraordinar, incontestabil și pentru jucători. Cum? Dar spun, m-a impresionat fantastic spectacolul acesta, exemplu de dat sutelor, zecilor de mii de așa zisi ultra, tifoși și așa mai departe, niște ratări ale cuvântului civilizație și comportament. Nu, copiii le-au dat o lecție fabuloasă. Fabuloasă. Să vedem ce vor înțelege grupurile acelea care vin de fiecare dată îmbrăcate în negru, că parcă ar fi echipa națională, parcă ar fi în doliu, care este, după părerea mea, o tâmpenie. Da, bravo, asta e bună. Asta e bună rău de tot, asta cu îmbrăcatul în negru. Dom'le, veniți, dom'le, ca lumea. Adică e o formă de separare, așa, noi suntem în negru, e culoarea morții, mă. Voi semănați în tribună ceea ce de multe ori, din păcate, transmiteți în teren. Stai, mă, îmbrăcați, civilizați, frumos, sunt culorile. Luați tricourile alea galbene, vă voi, al echipei naționale, luați, dacă vreți, un short albastru, dar îmbrăcați-vă în culorile echipei naționale, pentru că uitați-vă și dumneavoastră, în toată lumea aceasta și la toate sporturile, în marea majoritate, suporterii vin îmbrăcați cu culorile naționale, cu steagurile naționale. Numai la noi, parcă ești la Belu. În tribună, parcă ești la Belu. Ești la Belu, toți în negru, toți răi,
tot spus pe scandal, paruncat cu bombe, cu tiribombe. Da, și în loc să emani ca aseară bucuria aia curată, în loc să emani viață, parcă emani moarte când îi vezi așa, moarte fotbal sportivă. Parcă transmiți ghinion, o concentrare, o presiune totală anormală și asupra jucătorilor. Mari observații, domnul Dinu, din partea dumneavoastră. Extraordinar, extraordinar de puternice și de inteligente observațiile. Acum îmi dau seama că așa e. Așa e când îi vezi pe aia îmbrăcați în negru, nu-ți mai arde, frate, de nimic. Ba, îți mai arde să-ți aduci aminte de Wehrmacht. Că trupele SS sau trupele care erau de intervenție ale Reichului erau îmbrăcate în negru. Ce semănau ele? Crimă, dezordine, atac la civilizația umană. Deci veniți, domnule, la tricolor, domnule, la culorile sfinte naționale ale țării astea. Lăsați negru, lăsați tiribombele și uitați ce lecție v-au dat 25.000 de copii care, să știți, că și la ei au probleme pe la școală, că există acest modernism care îi atacă, dar mai sunt profesori. Mie îmi povestea un prieten care este profesor de religie și diriginte la Târgoviște, este și preot, și care este un băiat extraordinar. Dumnezeu, zice, e haos, n-ai voie să-i cerți în clase pe elevi, dar zice, la mine nu mișcă nimeni. Când se intră în clasă, când intru eu în clasă, se rostește Tatăl nostru, domnule, care este rugăciunea supremă a creștinătății. Indiferent că ea este spusă într-un fel în islam. Nu, au fost copii de vis.